Salutare, prieteni, spatele din gură. Suntem din nou la pescuit. Balta Corneanca. Este a doua oară când vin pe această baltă. Cred că avem și o trăsătură. Nu am prins niciun pește până acum. Avem vreo jumătate de oră de când ne avem în apă. Avem două lansete pe Caras Ciortan și o undiță. Boris și cu John au fost săptămâna trecută aici, au prins ceva caras frumos. Și sunt cu Rareș, de data asta ne-a însoțit și soția. Ne-a însoțit soția. Balta este superbă, foișoare cu grătare. Să vă arăt și locul de pescuit. Apa este cam scăzută, dar așa a fost și săptămâna trecută. Și am aici două lansetute, lansetele mele de Dunăre. Încă suntem la nădire, le scot foarte devreme, 5-6 minute, le las și apoi arunc din nou, râmă și vierme momentan. Apoi, dacă intră pe vad, încercăm și la momele artificiale. Au și toalete aici pe baltă, gazon, tot ce trebuie. Vă sfătuiesc, dacă vreți să veniți, înainte să sunați pe administrator, numărul găsiți pe pagina de Facebook, numărul de telefon și localizarea bălții. Ce să mai e, o baltă extraordinară pentru ieșit în familie. Nu se întinde pe o suprafață foarte mare, dar e undeva pe lângă balta Valea Albă, dacă cunoașteți. Foarte frumoasă balta. Să vedem dacă reușim să prindem și câțiva pești, mai ales că astăzi se mănâncă pește. Țineți aproape. Fiecare își găsește de lucru. Aici doamna se uită după, caută flori. A găsit deja, auziți? Bravo! Cam ăștia sunt crăveșei, un pic mai mari. Momitor cu râmă, vierme.
Fete. Bravo, pescarii. Aruncă la mine. Oh my god. Am o pleată. Ciao. Vede o pleată roșioară, am lăsat o Trage! Nu stă vin la tine. Iar! My God, mamă! Du-l aici. Asta e cât rare și de greu. Uite-mă, băiete, bă, ce-am prins eu, bă, băiete, bă. Mulțumesc pentru vizionare, m-ar ajuta foarte mult dacă apăsați butonul de like și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare vă urăm fire întinse!